Dacă mi-aș dedica un timp anume, aș putea asculta păsările, valurile, furtuna, nisipul, natura. Ele ne transmit un mesaj. Mesajul vieții. Dacă aș încerca să zâmbesc mai mult, măcar din când în când, sau dacă aș încerca să iubesc fiecare părticică de pământ pe care calc, poate... Dacă aș refuza să mă simt atât de străină în propriul living al vieții mele, dacă aș învăța o lecție din versurile unui cântec, dacă aș păstra distanța socială cuvenită față de atâtea energii negative, față de atâtea nimicuri fără rost, dacă m-aș strădui să fiu mai des acolo unde este nevoie de un sfat prietenesc. Aș zice mereu da. Da? Da! 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 Da, 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 da! 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 Aș face... Da! Aș face sărbătoare din fiecare zi reală a vieții mele. Acelei reale, nu acelei virtuale. A vieții pe care ar trebui să o trăim noi, nu acelei care ne trăiește pe noi. Nu acele care ne trăiește pe noi.